cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crești. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi, sincer, fără niciun fel de zahăr, pentru că așa s-a nimerit. Nu avem zahăr și nici îndulcitor la serviciu aici, așa că vom bea o cafea un pic amară. Titlul emisiunii de astăzi, cred că l-am și transmis, nu mai știu exact, se cheamă proteste, transferuri și cicluri electorale. Pentru că, în ultima perioadă, cam asta ne ocupă viața publică. Și nu întâmplător am pus prima dată protestele, după aceea transferurile și ciclurile electorale, pentru că, de fapt, pe oamenii doar în 14, deci total în 14, ca să nu zic 13, că e cu ghinion, de faptul că, de exemplu, la primăria Piatra Neamț, după 3 ani și ceva, s-a reușit scoaterea din plutonul de amploiați a consilierului lui Lehăduș, domnul Georgescu, sau cum îl cheamă. Pentru că, de fapt, Alin Lehăduș nu era important în ecuația asta decât așa, cu numele important, era consilierul lui. Și după lupte seculare, care au durat 3 ședințe de îndată, a fost scos din schemă Georgescu, bine, cu el odată și Lehăduș. Și vă dați seama că populația din Piatra Neamț este în limbă după acest subiect. Toată lumea stă și este nebunită să caute, să vadă, domne, ce-i cu ăștia? Scuzați-mă, era să spun un americanism, dar pot să-l spun și în românește, rahat. Deci nu. Pe oamenii din Piatra Neamț îi doare fix în 14, dacă Alin Lehăduș și consilierul lui mai sunt în primărie, dacă a venit Minuț și consilierul lui în primărie. Că dacă intre pe oameni, îi doare cu totul și cu totul altceva. Bun. Acum să reluăm pe rând. Avem proteste în continuare. Ieri, Piatra Neamț, după amiază, după ora 16, a avut parte de un protest, putem să-i spunem și spontan, al taximetriștilor. La un moment dat, coloane de taximetriști s-au plimbat prin oraș. Noi am filmat la fața locului, Bogdan Călian s-a dus și a filmat. O să încercăm la un moment dat să dăm și această emisiune. Deci putem să dăm imaginile. Acest protest e cu sunet de fundal. Acest protest spontan organizat al taximetrilor, uitați-vă cât de mulți sunt, s-au adunat la sala sporturilor în parcarea aceea mare, este o acțiune de sprijin care am înțeles că va continua în fiecare zi pentru colegii de la București care se află în greva foamei. Noi o să încerc, eu am vorbit ieri cu cineva dintre cei care se ocupau cu transmisii de date apropo de acest protest, o să încerc să stăm de vorbă cu un domn despre acțiune, despre ce se va întâmpla și care sunt revendicările acestor oameni. Uitați, sunt destul de mulți, nu sunt puțini, la un moment dat erau peste 100 de mașini, care peste 100 care participau la acest protest. Să vedem dacă reușim să luăm legătura. Bună dimineața! Bună dimineața! Scuzați că vă deranjăm, nu știm dacă sunteți pe teren sau nu. Am primit acest număr de telefon de la un coleg de al dumneavoastră.
Aș vrea să discutăm un pic pe fondul imaginilor pe care noi le prezentăm de ieri, de la acest protest, să discutăm un pic despre ce se întâmplă la Piatra Neamț, de ce ați hotărât să ieșiți în număr atât de mare în acest, să-i spunem, protest spontan. Și, dar în primul rând vă rog să vă prezentați. Crăciunceanu Mihai. Da, domnul Mihai. Deci, spuneți-ne un pic, ce s-a întâmplat, cum v-a venit această idee și de ce? După cum știți, la nivel național s-a inițiat un protest vis-a-vis de ordonanța 49 pe 2019, care reglementează transportul cu aplicațiile, transportul alternativ cu aplicațiile Bolt și Uber. Din punctul nostru de vedere, considerăm că prin această ordonanță, practic, care reglementează transportul lor, fac o concurență neloială transportului existent în regim de taxi. Am înțeles. Și în urma protestului la nivel național inițiat, are 5 puncte prin care cerem modificarea ordonanței 49, printr-o altă ordonanță, printr-o lege. Deci printr-un act normativ, noi, până la urmă, da. Exact. Noi, practic, zilele astea, când am ieșit în stradă și am făcut acea plimbare, așa zis, un protest spontan, n-am făcut altceva decât să tragem un semnal de alarmă și să fim solidari cu cei care au rămas în piața Constituției, care și la momentul ăsta fac greva foame. Deci aveți niște colegi care s-au deplasat din țară la București. Eu cunosc două cazuri de la Cluj, întâmplarea face că îi cunosc. Și ei au, față de refuzul autorităților de a discuta sau de a lua măsuri, au hotărât să intre în greva foamei, din câte știu eu. Așa este, așa da? Este, da. Bun, și dumneavoastră, practic, acum, sprijiniți, unu, acțiunea în general, dar și sunteți solidari cu acei oameni care fac greva foamei. Greșesc? Corect. Asta până se mai autorizează un protest, când o parte din noi se deplasăm din nou la București. La București. Da. Bun. Și acum dumneavoastră în Piatra Neamț, practic, veți continua acest gen, să spunem, de protest? Da. Din informațiile care, pe care le am la colegii din piață, ieri au avut o întâlnire cu liderul grupului parlamentar PSD, care s-au expus acele puncte. Momentan, probabil, am înțeles că s-a găsit o soluție. Înțelegere, deci da. O soluție, da. Și momentan cred că o să stăm liniștiți până se finalizează negocierile. Da. Da. Se finalizează negocierile. Bine, da. Eu vă mulțumesc că ați intrat în direct. Aveam emoții că nu reușim. Ce să spun? Să vedem cum se va ajunge la o negociere și în ce măsură vor fi armonizate interesele taximetriștilor în acest regim clasic cu celelalte ale celor de la transportul alternativ de persoane. Vă mulțumesc! Ar trebui creat un echilibru, nu unii avantajați și alții dezavantajați. Am înțeles. Și în ce constă dezechilibru? Ca să înțeleg și eu care sunt din când în când, ca să spunem așa, clientul dumneavoastră. În primul rând, respectarea articolului 6 din legea 204 pe 2019, sau mai exact, acel comision pe care plătesc flotele către platformele Uber, Bolt, nu sunt fiscalizate, ei nefuncționând pe teritoriul României, având sediu în Estonia și Olanda, deci practic 25% nu sunt în România nu sunt fiscalizați, ei nu sunt înregistrați la UNRC. Am înțeles. Am înțeles. Da? Deci asta creează o discrepanță, clar, da, de fiscalizare. Bineînțeles, atâta timp cât statul se plânge în fiecare zi că nu are bani la buget, de ce accepta să nu taxezi, să nu iei TVA din cei 25%?
Am Deci înțeles. acei 25% efectiv se plătesc taxe afară, nu în România. Da, am înțeles. Am înțeles. Al doilea punct ar fi, sau unul din cele 5 puncte, limitarea copiilor conforme. Ei funcționează astăzi, dacă vor să autorizeze 60-100 de mii de mașini, pot autoriza. Nu se creează acel echilibru. Din cât... numărul ăsta foarte mare de autorizări. Aglomerăm orașele. Domnul Mihai, dați-mi voie un pic să vă întreb ceva. Deci, autorizațiile de taxi pe raza, să spunem, a municipiului Piatra Neamț, dacă suntem în Piatra Neamț. Da. Alături, da. Acum se vede o emisiune, o imagine impresionantă, cum se vedea pe o aplicație numărul de taxiuri care erau în oraș, am dat această imagine, în momentul ăsta, numărul de taxiuri la momentul protestului. Deci, într-un oraș ca Piatra Neamț, numărul de autorizații se dă prin hotărâre de Consiliul Local, din câte știu eu. Corect. Ceilalți, tot prin hotărâre de Consiliul Local, sunt autorizați? Ceilalți sunt autorizați de ARR. Deci nu au nicio legătură cu Consiliul Local. Atunci, practic, Consiliul Local dă autorizate degeaba sau dă numai pentru dumneavoastră, ceilalți nefiind prinzi în acest sistem. Din câte exact. Îmi dă. Așa este. Plus, iar o discrepanță, ei pot funcționa, da? Poate să desfășoare activitatea în orice oraș din țară. Ei se pot muta fără nicio problemă. Deci dumneavoastră nu puteți să mergeți, să mergeți în Bacău să faceți, dar nu cred că nici în Bicaz nu puteți. Nu, sub nicio formă. Noi ne desfășurăm activitatea doar pe raza... Unde sunteți autorizat? Da, este o problemă, clar este o problemă aici, aici este o problemă, pentru că nu poți tu, Consiliul Local, să dai niște autorizații cu număr fix, cu îngrădirea pentru alții de a practica această meserie, iar alții să vină în oraș fără nevoia unei autorizații. Aici într-adevăr este o problemă. Eu nu discut aici despre calitatea serviciilor, despre prețuri, vorbim despre discriminare. Domnul Mihai, vă mulțumesc mult pentru participare și ținem legătura. Dacă mai aveți noutăți, puteți suna oricând și să vedem despre ce se mai întâmplă. Mulțumesc mult, o zi bună, mulțumesc, mult succes! Revedere, sănătate! La revedere. Deci ați văzut cam care sunt problemele reale în această prea frumoasă societate românească. Unii se bat pe funcții sau se transferă dintr-un partid în altul, iar problemele de la firul ierbii sunt alea care îi interesează pe cetățeni. Și acum, pornind de la exemplul ăsta cu taxi, eu nu discut care e calitatea unui serviciu prestat de taxiuri, de clasice, de Uber, de ce ori mai fie, Bolt sau ce ori mai fi, nici de prețuri. Eu discut acum despre discriminare pe lege. La Piatra Neamț ai un număr de taxiuri care pot fi autorizate conform unui algoritm în funcție de numărul populației și prin hotărâre de Consiliul Local. În momentul acesta, hotărârea de Consiliul Local este un baz frumos. Un baz frumos. Dacă alții pot presta servicii fără să mai țină cont de acest lucru. Este obligația Consiliului Local prin vârfurile sale să meargă spre parlamentari și să se reglementeze această situație. Indiferent ce șuturi în fund primesc parlamentarii de la Comisia Europeană. Pentru că, hai să spunem că au fundurile tăbăcite, nu se pune problema. Sunt tăbăcite din două direcții, unul de la șuturi în fund și unul doi de la pupat în fund. La cei care sunt sub ei, adică deci n-au nicio problemă. Și atunci, băi, haideți să reglementăm lucrurile astea. Haideți să vedem cum facem. Haideți să reglementăm lucrurile care îi interesează direct pe oameni. Că a plecat Lehăduș, că s-au făcut 3 ediții de îndată. Da, interesează un anumit oameni dintr-o bulă. Nu vorbim de bulă aici, personajul.
Că sunt mulți bulă în bula respectivă. Dar asta e altă poveste. Sunt bulă de n-ai nicio treabă cu ei. Poți deveni oricând eroi în povestirea lui Hașek, de exemplu. No, știu că folosesc cuvinte mari, dar na, asta e. Deci pe oamenii interesează asta. Pe oamenii interesează de ce trebuie să stea la o coadă să plătească ceva când, sau să ia un act, când legea spune că nu-i nevoie să stai acolo. Asta interesează pe oameni. Pe oameni interesează, de exemplu, să știe dacă plătesc 4 lei pe noapte să-și parcheze mașina la piață, de exemplu, că teoretic noaptea sunt locuri libere, ce serviciu primesc în loc, în afară de faptul că își pun mașina acolo. Adică există o pază sau există Dumnezeu cel sus care păzește parcarea de la piață? Deci, astea sunt lucrurile care interesează pe oameni. S-au făcut culoare, coridoare, autostrăzi de mobilitate. Păi băi, oameni buni, nu avem mobilitate în centrul orașului. M-am săturat să aud aceeași poveste. Că să vedeți că o săptămână, că două săptămâni, că trei săptămâni, că patru săptămâni. Hai să fim serioși. Citeam ieri, îmi pare rău că nu am acum, că aș fi vrut să vă arăt, într-un oraș din România, poliția rutieră s-a dus într-o zi. Bă, și-au luat avânt. Poliția rutieră, vă dați seama, poliția rutieră s-a dus într-un oraș numit București, da? Serios, în București, și s-au dus și au zis, bă, aici e șantier? Da. Ia hai să vedem dacă se respectă condițiile de șantier, dacă este semnalizat, dacă se poate circula în jur, dacă nu trebuie să dai cu capul de parbriz. Și și-au făcut datoria. Da, o să spuneți, băi, bă, dar ce? Da, dar e datoria. Și s-au dus peste constructor și i-au dat câte o felicitare. După care s-au dus peste administratorul drumului. Și i-au spus, bă, băiatul, știi cum e? Un pic de bucă față de cetățeni. Un pic de bucă. Și te duci acolo, băi, hai vrei să ne mai batem joc de atâta timp. Că povestea am auzit, că se merge pe o parte, că se merge pe alta, că se ridică nu știu ce canal, că se dă în jos nu știu ce canal, că țeavă, că apă, că... Doamne, totul are o limită. Totul are o limită. Și în timpul ăsta, când în oraș, în județ, se întâmplă chestii de genul ăsta, adică lansăm o axă, ce mai contează că mai sunt poduri care pot pica pe axa respectivă, pe bani frumoși, pe proiectare frumoasă, pe studii pre-fe frumoase, făcute de enori și mai frumos. În timpul ăsta, pe la ce asistăm noi? Asistăm frumos la comunicat de presă. A trecut viceprimarul PSD la PNL. A trecut viceprimarul PNL la PSD. A trecut primarul cu tare la PSD. A făcut cu tare. Și toate astea ne sunt prezentate într-un mod triumfalist. Ba mai mult decât atâta. Vine Aurul, spune, veniți la noi, indiferent cine sunteți. Și că n-ar fi chiar așa, dar mă rog. Păi asta pe cine interesează? Rezolvați, măi oameni buni, în an electoral, sau gândiți-vă să rezolvați problemele oamenilor, nu ale voastre. Că o să ajungeți în situația în care niște oameni care n-au de gând să facă jocuri politice, chiar se vor implica. Și în momentul acela o să avem, că tot vorbim de cicluri electorale, pe la câțiva politicieni, pantalonii roșii, dacă e cazul de ciclu, sau maro,
dacă e cazul de altceva. Pentru că dacă niște oameni care chiar s-au săturat vor păși în arenă, s-ar putea să nu vă ajungă ce, spun, ce aducea unul, nu știu dacă vă spune mare lucru, actor mare, un sul de hârtie igienică pe masă, s-ar putea să nu ajungă. Acum câteva zile, acum câteva săptămâni am lansat o scrisoare deschisă adresată domnului ministru al mediului, domnul Mircea Fechet. Și spuneam acolo, bine, și domnului Cioracu, dar dânsul este prea sus, domnul Iohannis e și mai sus, s-ar putea să nu se ducă prea sus, că acolo nu mai există oxigen. Da, e altă poveste. Doamne, spuneți-mi și nouă de ce s-a închis groapa de gunoi de la Piatra Neamț. Nici un politician nu n-a sunat să zică, băi, eu mă raliez acestui apel. Nu să-i facem cuiva ceva rău, ci doar să vedem de ce s-a închis. Acum vine garda de mediu, spune, domnule, nu s-a închis pe criterii politice. Nu, domnule, pe chestii de competență, incompetență, mă rog, indolență, ce vreți dumneavoastră? Da? Ok. Dar ia hai să vedem cine este vinovat, cine ne face pe noi să plătim atâția bani în plus, cine ne face pe noi să ocupăm de la Piatra Neamț groapa de la Rozov, cât aveam loc aici, iar poveștile alea, că vezi, doamne, că, domne, ecologie, că vezi, că nu știu ce, seamănă cu chestia aia, cu animalele de la grădina zoo. Și eu când eram mic, dacă mă duceam la WC-ul din curte, îmi puțea. Dar trebuia să-l folosesc, că nu aveam altul, da? Haideți, bre, spuneți-ne și nouă. Cine? După aia cuantificați în bani și hai să vedem, măcar așa de formă, cui ne adresăm ca să scoatem banii. Dacă nu, haideți, oameni buni, ăia care nu vă interesează politica, căutăm un avocat și facem un proces colectiv la Piatra Neamț să ne spună, poate așa, o instanță găsește vinovații. Până la urmă, la noi este simplu, dăm în judecate pe ăia care ne iau banii. N-au decât după aceea ei să recupere banii de la cei care sunt vinovați. Da, am zis că poate oamenii ăștia la care am făcut apel vor face un pas mic, așa, mic, mic. Ai văzut așa ceva? Hai să fim serioși. Nu. Ne oprim astăzi aici cu emisiunea, pentru că e suficient. Deci, cum spuneam, multe cicluri electorale vom avea. Numai bine. Sănătate și să fim, dacă se poate, să ținem aproape unii de alții cât s-o mai putea în această țară care pare că vrea cu tot din adinsul să nu aibă interese convergente. Ne oprim aici.